30, alineatul 1, de legea administrației publice locale, numărul 215, 21, și articolul 2 și articolul 3, alineatul 1, de regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, la ședința de consiliere pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum și primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată. Este cazul? În conformitate cu prevederile legale menționate, subsemnatul Roman Constantin, șef serviciu, a fost împuternicit să reprezinte prefect la ședința de consiliere a Consiliului Local prin ordine 221 de 21 iunie 2016. Scopul ședinței este deci consiliere a Consiliului Local în urmare desfășurării alegerilor locale de data de 5 iunie 2016. Potrivit articolul 30 al 2 de legea administrației publice locale numărul 215/2001 și articolul 1 al 2 de regulamentului cadru, ședința este legal constituită, numai dacă la aceasta participă cel puțin 2/3 din numărul consilierilor aleși. Rog pe doamna secretar să facă apelul nominal al consilierilor aleși. În momentul în care reprezentantele mandatele de care au fost urmărite de 5 iunie, au fost declarați aleși următorii consilieri locali. Antonica Ștefan, Benia Romica, Către Iulian, Dancă Iosif Dănuț, Dumea Cornel, Dumea Emilian, Enușoaie Simona, Iuzan Iosif, Iuzan Anton, Elenon, Nicochilie, Neculae Anton, Cârțac Octavian Iosif, Petrișor Ioan, și Roca Iosif. Urmarea de un urmă, constat că sunt prezenți toți cei 15 consilieri aleși. Ședința este legal constituită și poate începe lucrările. Invit pe domnul decan de vârstă, președintele de vârstă, să ia cuvântul. Vă rog, doamnă, cu toi. Da. Doamnelor și domnilor. Doamnelor și domnilor. Facem o pauză mică, după ce au fost discuții. Da, chiar au fost discuții, chiar au fost. Da. În conformitate cu prevederile articolului 3, alineatul 2.4, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliilor locale. Dosarele consilierilor declarați aleși și pe cele ale supleanțelor lor, așa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circunscripție. Dosarul sigilat și semnat de președintele biroului electoral de circunscripție și membrii acestuia conținând procesele verbale, model anexa 1 din hotărârea autorității electorale, permanente numărul 12 din 2016, pentru consemnarea rezultatelor votării pentru Consiliul Local, încheiate la nivelul birourilor electorale ale secțiilor de votare. Procesul verbal model anexa numărul 8 din hotărârea autorității electorale permanente, numărul 12 din 2016, privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local, încheiat la nivelul biroului electoral de circunscripție. Întreprinderile și contestațiile formulate în timpul alegerilor. Eventualele opțiuni scrise ale consilierilor declarați aleși, care ocupă funcții incompatibile potrivit legii cu calitate de consilier. Opțiunea scrisă a primarului declarat ales pentru funcția de primar sau consilier, dacă a candidat și pentru funcția de consilier și a obținut mandatul. Opțiunea scrisă este obligatorie numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată. Nu este cazul, nu? Nu. Putem să... La 4, nu? Dar noi putem să dăm drumul. Da, și noi trebuie să vină reprezentantul judecător, eu știu, doamnul, domnul judecător, prefier, cine fi de acolo să dea citeriți. Haideți atunci să mergem la următorul punct, să prezentați ordinea de zi pe care vă doriți. Doamnelor și domnilor, vă prezint următorul proiect al ordinii de zi. Alegerea Comisiei de Validare, prezentarea procesului verbal încheiat de Comisia de Validare, propunerile de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor declarați aleși, validarea sau invalidare a mandatelor consilierilor aleși, depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate, constatarea Consiliului Local ca legal constituit, alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local, prezentarea hotărârii judecătorii și de validare a mandatului primarului, dacă procedura de validare a fost finalizată, depunerea jurământului de către primar, dacă mandatul a fost validat, alegerea primarului, începem.
Maris, viceprimar. Aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate de principalele domenii de activitate. Supunem la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Este nimic împotrivă, să înțelegi. Constat că ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate sau citată la primul punct al acesteia. Alegerea Comisiei de Validare. Potrivit articolului 31 alineatul 2 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001 și articolul 4 alineatul 1 din Regulamentul Cadrului de Organizare și Funcționare a Consiliilor Locale, pentru validarea mandatelor consilierilor consiliilor locale, aleg prin vot deschis exprimat prin indicare de mâini dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului Consiliului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri. Ținând seama de numărul consilierilor, vă propunem ca această comisie să fie compusă din 3 consilieri. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate s-a aprobat aprobarea comisiei de validare din 3 consilieri. Vă invităm să faceți propuneri. Doamne, ai nu știu.
Din cei trei. Din cei trei. Lumea Cornel, Ierășoaiu și... Voi trei stabiliți jurul. Voi trei stabiliți. Simona. A, e ok, doamna. Secretar. Simona. Secretar. Secretar. Doamnelor și domnilor, luăm o pauză în timpul căruia îi rog pe membrii Comisiei de Validare ca după ce își aleg prin vot deschis exprimat prin ridicare de mâini un președinte și un secretar să procedeze la examinarea legalității alegerii fiecărui consilier pe baza dosarelor consilierilor declarați aleși și celorlalte documente primite de la biroul electoral de circunscripție. Încheierea procesului verbal cu propunerile de validare sau invalidare a mandatelor. Ienășoaie Simona validat, Iuzan Iosif validat,
Giuzan Anton, validat. Iosif Emanuel, invalidat, renunțare la mandat. Luca Ștefan, invalidat, renunțare la mandat. Mare Edmond, validat. Mihoc Ilie, validat. Niculae Anton, validat. Tuțac, Octavian Iosif, validat. Petrișor Ioan, validat. Roca Iustin, validat. Doamnelor și domnilor, ați audiat procesul verbal și vă propun să trecem la al treilea punct din ordine de zi. Validarea sau invalidarea mandatelor. Înainte de a supune votului dumneavoastră, validarea sau invalidarea mandatelor, trebuie să precizez câteva reguli prevăzute la articolul 31, alineatul 45, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, și articolul 6 și 7 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, după cum urmează. Validarea mandatelor se face în ordine alfabetică prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărui mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. Consilierii care lipsesc motivat de la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați în lipsă. Invalidarea legilor unui consilier se face numai dacă au fost încălcate condițiile de eligibilitate, alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală constatată în condițiile legii numărul 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale. În cazul în care până la data validării un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe care lista a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv. În această situație va fi supus validării primului suplant pe listă. Se supun votului deschis validarea sau invalidarea mandatelor în ordine alfabetică, rezultatul consemnându-se în hotărârea numărul 2. Sunteți de acord cu validarea candidatului Antonică Ștefan? Cine este pe urmă? Antonică nu. Nu votează, da? Regula e clar. Mulțumesc. Sunteți de acord cu validarea candidatului Bechea Romică? Votați numai să vă opășeți. Mulțumesc. Sunteți de acord cu validarea mandatului? Cu invalidarea candidatului Budnaru Iacob? Sunteți de acord cu validarea candidatului Către Iulian? Sunteți de acord cu validarea candidatului Dancă Iosif Dăruț? Sunteți de acord cu validarea candidatului Dumea Cornel? Sunteți de acord cu validarea candidatului Dumea Emilian? Sunteți de acord cu validarea candidatei Ienășoaie Simona? Sunteți de acord cu validarea candidatului Giuzan Iosif? Sunteți de acord cu validarea candidatului Giuzan Anton? Sunteți de acord cu Iosif Ionel? Iosif Emanuel? Luca Ștefan? Sunteți de acord cu validarea Marelui Elton? De acord cu Mihoc Ghilie? De acord cu Nicolae Anton? De acord cu Pârțacul Octavian Iosif? De acord cu Petrișor Ioan? De acord cu Roca Iustin? Deci, mâna unanimitate
Cei 15 consilieri au fost validat, da? După care, aici, nu? După care trece la punctul 4 al ordinii de zi. Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate. Pentru depunerea jurământului vom respecta următoarea procedură. Secretarul Comunei va da citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta în ordine alfabetică în fața unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție, cât și, dacă este cazul, pe Biblie și va pronunța cuvântul jur, după care se va semna jurământul de credință în două exemplare. Rog pe doamna secretar să dea citire jurământului și să facă apelul nominal al consilierilor aleși, ale căror mandate au fost validate, iar pe doamna, domnii consilieri să depună și să semneze jurământul în ordinea în care au fost strigați. Ziua.
domnul Iuzar Antoan. Potrivit articolului 34 alineatul 2 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, Consiliul Local se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validați au depus jurământul. Constituirea Consiliului Local se constată prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor locali validați. Doamnelor și domnilor, având în vedere faptul că majoritatea consilierilor locali validați au depus jurământul, consider că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și, drept urmare, supun votului deschis al majorității consilierilor locali validați constatarea prin hotărârea constituirii Consiliului Local. Sunteți de acord? Unanimitate s-a adoptat hotărârea Consiliului Local. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolului 35 alineatul 1 din Legea Administrației Locale numărul 215 din 2001 și articolul 9 alineatul 1.3 din Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a Consiliilor Locale, după declararea Consiliului ca legal constituit, aceasta alege dintre membrii săi prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele Consiliului și va semna hotărârile adoptate de aceasta. Trecem, deci, la a șaselea punct al ordinii de zi. Cine dorește să facă propuneri? Domnul Antone. Domnul Petrișor Ion. Altă propunere? Supunem la vot, dacă sunteți de acord. Tot v-ați obișnuit, dar e bără.
în unanimitate, cu majoritate de voturi, domnul Petrișor a fost ales președintele de ședință în următoarele trei luni. Având în vedere faptul că încă n-am primit niciun semnal de la judecătoria română cu hotărârea judecătorească de validare a mandatului, o să revin, sărim peste acest punct și trecem la alegerea viceprimarului. Și între timp poate apare și mesagerul din la judecătorii. Trecem la punctul 9 al ordinii de zi. Alegerea viceprimarului. Vă informez că potrivit articolului 57 din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001 și articolul 11, articolul 12, articolul 13 și articolul 14 din regulamentul cadrul de organizare și funcționare a consiliului local. Viceprimarul se alege dintre consilieri. Alegerea se face prin vot secret. Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului sau viceprimarul la municipii, asta nu ne se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri. Pentru alegerea viceprimarului se folosesc buletine de vot. Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi la alegere una din următoarele modalități. Fiecare consilier primește un singur buletin de vot, pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, de lista candidaților vor fi parate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să-i aleagă, rămânând neparat numele consilierului pe care votantul dorește să-l aleagă viceprimar. Pe buletinul de vot se înscrie cuvântul da în dreptul consilierului pe care votantul dorește să-l aleagă viceprimar. Alte modalități de alegere a consiliului. Este declarat viceprimar candidatul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție. În situația în care niciunul din candidați nu a obținut numărul necesar de voturi, se organizează un al doilea tur de scrutin în aceeași ședință, la care vor participa candidații situați pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidații care se află în această situație. Va fi declarat ales candidatul care a obținut cele mai multe voturi. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local. În raport cu prevederile legale invocate, vă invit să trecem la stabilirea modalității de votare, precum și la votul propriu-zis. Rămâne să stabiliți dumneavoastră dacă acceptați prima variantă cu înscrierea numelui prenumelui în ordinea propusă, și tăierea persoanei care nu este agreată ca la începută de viceprimar. Sau, dacă vreți să știu, dar să nu dar mai se nu știu ce mai deci, de asta, până la aici, să nu vreau să nu este agreată. Prima variantă. Prima variantă. Ce este agreată? Trebuie prima variantă. Rog acum pe cei care doresc să formuleze propuneri, iar pe domnul, doamna secretar, să le voteze pe buletinul de vot. Dacă nu mai se dau de propuneri, propun să trecem la vot. Octavian Pânzac.
Păi se probă? Nu. Nu? Nu mai să se specializează ca un secretar, nu mai bine. Mă abțin.
Tăiați votul. În bătur. În bătur. Tăiați votul. Da. Mare. Antonio Ștefan. Da. Da. Antonio Ștefan. 10. Da. 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 Da.
rugămintea mea vă rugămintează, facați-le și pe el de doamna. Vă rog frumos. Și acum trebuie să mergem la consultul pe care îl trebuie să-l trebuie. Eu sunt judecătorul Iacob de Rănicam, legat de conducerea instanției, să dau citire, sentințe civile, numărul 1753 pe 23 iunie 2016. Judecătorul, voi da citire de scurt considerentelor. La data de 7 iunie 2016, a fost înregistrat pe rolul judecătoriei Roman, dosarul întocmit de biroul electoral al circumscripției numărul 74, comunat Brâncheni, în vederea validării de către instanța mandatului de primar pentru candidatul Lucan Ștefan. S-au depus la dosar toate actele necesare. Instanța, verificând actele depuse la dosar, a constatat că la alegerile din data de 5 iunie, candidatul Lucian Ștefan, propus de Partidul Național Liberal, a obținut un număr de 1483 voturi, din numărul total de 2884 de voturi, valabile estimate, acesta fiind candidatul declarat ales pentru atribuirea mandatului de primar, conform articolului 101 alineat 2, din legea 115/2015. S-a constatat astfel că sunt întrunite de condițiile privăste de articolul 101 alineat 1 și 2 din legea 1915, la fel ca și la articolul 103 alineat 5 în același act normativ. Motiv pentru care, în numele legii, acum vă rog să vă ridicați în picioare. Judecătoria Roman hotărăște. Validează alegerea în funcția de primar a comunei Tămășeni, județul Neamț, a domnului Lucan Ștefan, candidat al Partidului Național Liberal. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului județului Neamț și se prezintă, așa cum ați constatat, în ședința de constituire a Consiliului Local Tămășeni, de către reprezentantul judecătorii Roman. Hotărârea este executorie și cu drept de apel în termen de 30 de zile în comunitate. Domnul primar, da. Felicitări, aveți grijă de comunitate și o mai mare. Domenii de activitate. Pentru consultări cu privire la numărul de comisii pe care Consiliul le poate organiza, domeniile de activitate, numărul de membri din fiecare comisie în parte și eventualele opțiuni ale consilierilor, pentru o comisie sau alta, vă propun o pauză de 10 minute. Gata. Dumneavoastră urmează să vă propuneți principalele comisii. Structura, ordine. Trei comisii. Cum apreciați? La nivelul de apreciere, doar că trebuie să fie consens cu valoarea asta. Și Nu am să-l citesc.
Acum ai zis ce este medie așa. Da, să mai vă ceva la rând. Te las o făcută propune. Cum se plinge și apostare. Da, așa mi-e stase. Eu la rând sau? Da, da, da. Citiți care sunt persoanele nominalizate pentru... Învățământ, cultură. Dumnezeu Iulian, secretar. Către Iulian, Mare Ermon, Dan Iosif Denuț și Bechea Rubică. Sunteți de acord cu aceste persoane? Acum, buget finanță. Ghiuzan Iosif, președinte. Părțac Octavian, Nicolae Anton, Ghiuzan Anton și Rășoie Simon, secretar. Sunteți de acord? Eu aș vrea să vă propun sau să vă întreb dacă se poate vota secretarul. Așa, în cadrul comisiei. Când v-am trebuit în cadrul comisiei? Să vă votăm acum... Acum votați numai componența comisiei, atunci. Juridic și administrație. Roca. Roca Iustin, secretar. Dumea Cornel, președinte. Antonica Ștefan, Mihol Chilie și Petrișor Ioan. Sunteți de acord? Mulțumesc! Pentru că problemele scrise la ordinea de zi au fost epuizate, declar ședința închisă. Bănuiesc! Să nu plecăm să ciocnim și un pahar de șampanie. Și pe cele mai mari poate să zic și el două cuvinte. Da, și poți să mulțumesc. Da, îți nou în viața politică și cer ajutor la toți care mă pot ajuta în această perioadă care voi fi vice. Important este să vrei să faci. Eu vă mulțumesc. Succes și succes. Spor la treabă. Mulțumesc.